De la sublim la ridicol nu este decât un pas. Egalitatea nu există decât în teorie. Motivul pentru care majoritatea oamenilor eșuează în loc să reușească este că înlocuiesc ceea ce își doresc cel mai mult cu ceea ce își doresc pe moment. Mulți oameni, ca și cifrele, capătă valoare numai prin poziția lor. Imaginația conduce lumea. Victoria aparține celui perseverent. Disprețuiesc nerecunoștința ca pe cel mai urât cusur al inimii. Numai adevărul are puterea de a vindeca. O armată de oi condusă de un leu va învinge o armată de lei conduși de o oaie. Cel mai ușor mod de a ține cuvântul este să nu îl dai niciodată. O femeie care râde este deja cucerită. Efortul își arată roadele după ce o persoană refuză să se oprească. Degeaba alergi. Trebuie să pornești la timp. Nu întrerupe niciodată un dușman atunci când face o greșeală. Iertarea înseamnă a te ridica mai presus decât cel care te-a insultat. Istoria este o minciună pe care nimeni nu o contestă. Religia este cea care împiedică pe cei săraci să-i ucidă pe cei bogați. Oamenii de care trebuie să te temi nu sunt cei care au păreri diferite de ale tale, ci cei ce sunt prea lași să-ți spună acest lucru. Fiecare pas pierdut în tinerețe este o șansă de nefericire pentru viitor. Nerăbdarea este o mare piedică în calea succesului. Toate femeile sunt imorale, cu excepția mamei. Să nu uităm însă că și ea este tot femeie. Doamne, întărește-l pe dușmanul meu și dă-i viață lungă, să-mi poată vedea triumful. Ordinea mărșăluiește cu pași măsurați și apăsați. Dezordinea este mereu prea grăbită. Creația perfectă a naturii nu este bărbatul, ci femeia. Un conducător trebuie să știe să renunțe la blana de leu și să poarte la nevoie blana de vulpe. Toți oamenii sunt trecători, dar nu toți trecătorii sunt oameni. Curajul și dragostea au ceva în comun. Ambele se hrănesc cu speranță. Cel mai periculos moment vine odată cu victoria. Ne putem opri oricând în timpul urcării, dar niciodată în timpul coborârii. Arta de a fi când foarte îndrăzneț, când foarte prudent, este arta de a reuși. Prostul are un mare avantaj față de omul deștept. Este întotdeauna mulțumit de el însuși. În politică, prostia nu este un handicap. Orice obstacol are în el și bucuria omului care îl va depăși. Zece oameni care își exprimă părerea în public
sunt mai puternici decât alte sute de mii care tac. Moartea nu înseamnă nimic, însă a trăi înfrânt și fără glorie înseamnă a muri în fiecare zi. Gloria este trecătoare, anonimatul este veșnic. Există doar două lucruri ce pot pune oamenii în mișcare: interesul și frica. Cea mai bună cură pentru trup este o minte senină, liniștită. Curajul nu înseamnă să ai puterea să mergi mai departe. Înseamnă să mergi mai departe atunci când nu ai puterea. Muzica este ceea ce ne spune că rasa umană este mai mare decât ne dăm seama. Singurele victorii care nu-mi lasă regrete sunt cele câștigate în fața ignoranței. Lumea suferă mult, dar nu din cauza violenței oamenilor răi, ci din cauza tăcerii oamenilor buni. Nu ești mai înalt ca mine, ești doar mai lung. Femeia frumoasă este o bijuterie. Femeia bună este o comoară întreagă. Cimitirele sunt pline de oameni de neînlocuit. Un om adevărat nu urăște pe nimeni. Oamenii de geniu sunt meteori destinați să ardă pentru a-și lumina secolul. Un conducător este un negustor de speranțe. Istoria este versiunea evenimentelor trecute asupra cărora oamenii s-au pus de acord. Dacă ți-a plăcut acest clip, nu uita să lași un like, să apeși butonul de subscribe pentru a fi la curent cu următoarele clipuri ce te vor face mai înțelept. Și până data viitoare, te rog, nu uita, stai puțin pe gânduri.